1. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Felicitări, faceți în continuare cea mai ascultată emisiune de radio la această oră în această țară. Asta dovedește că opiniile voastre contează. Dovedește că ceea ce apreciem noi cel mai tare aici la Europa FM, comunitatea, este un lucru pe care România și-l dorește. Și e un lucru bun pentru că putem avea diversitate de opinii, pentru că ne și sfătuim, ne spunem gândurile despre ceea ce trăim, uneori despre ceea ce simțim, poate prea puțin în ultima vreme. Și atât cât putem, vă aducem informații și specialiști de calitate în acest program. Încă o dată, felicitări ascultătorilor de România în direct. Ați făcut o treabă extraordinară și în ultimele 3 luni. Acest program continuă să fie numărul 1 în România la această oră. Și acum, la subiect, oameni buni, e foarte important să știți că la noi veștile importante, după cum se știe, vin la ceas de noapte în această țară. Așa că azi noapte, când nimeni nu se aștepta, pe pagina de Facebook, așa se fac anunțurile importante, a premierului Nicolae Ciucă, a susținut un nou program de ajutor pentru populație, un program economic. În tăcere, fără a pune întrebări, domnul Ciucă ne-a anunțat că vine cel mai mare pachet de ajutor social, 1,1 miliarde de euro. Este al doilea, țineți minte că mai era unul cu voucherele, alea nu s-au plătit, dar să avem răbdare. Ce promite guvernul? Iată cum arată datele. Întâi de toate, se amână ratele la bănci. Am modificat eu măsura că erau anunțate altfel, adică am pus-o eu pe primul loc, asta e pentru toată populația cu rate la bănci, da? Vrea cineva să-și amâne ratele la bănci, o va putea face, fie că este persoană fizică, fie că e companie, da? Și poate să facă asta vreme de 9 luni. S-a mai vehiculat odată măsura asta, dar guvernul nu a mai reușit să o pună în aplicare. Și problema este că atunci când cineva apelează la mecanismul ăsta, atunci când se va întoarce după 9 luni, este foarte probabil să plătească rate mai mari, că știți că roborul ăla merge în continuare. Da, dacă vrea acum, poate să facă asta. De asemenea, asta era trecută, cum să zic, acolo la și altele de către domnul premier, dar eu zic că asta au vrut de fapt să anunțe. Se măresc salariile bugetarilor. Da, știu că e neașteptat pentru toată lumea. Știu că domnul Ciolacu a zis: domnule, nu sunt bani pe nicăieri, stați așa, că trebuie să reinventăm taxele, că trebuie să trecem la cota progresivă. Ba, a zis, ar trebui să taxăm mai mult și companiile. Totuși se măresc salariile bugetarilor. Cum se face mărirea asta? Dacă mai țineți minte, avem niște legi ale salarizării, mă rog, una uitată de la guvernarea Dragnea, de care PNL a tot tras în fel și chip, a amânat-o, a aplicat-o parțial, dar care le promitea oamenilor niște bani în plus. Și mărirea se va face cu un sfert din diferența pe care un cetățean ar fi câștigat-o dacă legea salarizării era aplicată. Țineți minte această poveste. Deci un sfert din diferența respectivă. Mă întreb ce se întâmplă cu cei care trebuiau să pice sub grilă. Da, aici ai altă poveste. Așadar, dacă un bugetar, prin legea salarizării, primea o anumită sumă de bani, să zicem 200-300 de lei, acum guvernul îi face calculul și îi dă un sfert din această sumă. Am văzut niște calcule, aici nu a fost niciun fel de explicații, deci asta s-a anunțat și acum băteți-vă capul, cam asta a spus stimatul guvern. Am văzut câteva calcule făcute în presa de astăzi, deci ar fi măriri pentru unii de la 100 până la câteva sute de lei să ajunge așa, deci de la 100 până la vreo 400-500 de lei pentru unii cetățeni în anumite situații. Asta e a doua. Și în fine, pensionarii cu venituri mici, sub 2000 de lei, primesc un 700 de lei ajutor unic. Cel dinainte, vă aduc aminte că nu a fost plătit încă. Statul promite că își va diminua cheltuielile cu 10%, altele decât investițiile și salariile, și că va colecta mai mulți bani la buget, mai zice acolo, sigur, astea sunt vorbe, și că va aduce mai mulți bani europeni, și asta tot la categoria cu vorbe. Deci, cred că ce e de reținut că se poate face realmente sunt primele
3. Despre prețuri nu se vorbește, că e destul de greu, nu se vorbește despre TVA-uri reduse sau despre accize la benzină, pentru că acolo nu prea sunt soluții, și nici măcar la inflația adusă din import cu numeroasele bunuri pe care le cumpărăm noi acolo și aducem inflație și aici, nici prin taxarea unor bani care intră în economie. Sigur că statele, în primul rând, când vine vorba de inflație, au la dispoziție combaterea prin politicile monetare și Banca Națională, ați văzut că se luptă de ceva vreme, dar inflația e atât de mare că succesul e limitat. Și poate pentru generațiile mai noi sună așa spăimos și ar fi nevoie de ajutor, dar generațiile mai vechi știu că de fapt acest lucru, inflația, se petrece ciclic, că este un moment încrâncenat în care de fapt cam singuri trebuie să ne gospodărim până când economiile se așează în regulă. Iar eu vă chem astăzi la dezbatere și vreau să-mi spuneți părerea voastră despre ce ați auzit și ce s-a propus. Și sigur că vom discuta acest pachet în mare, avem timp săptămânile următoare să ne uităm țintit pe anumite măsuri, să vedem cum vor funcționa ele. Dar astăzi, ca să zic așa, ce vedem cu ochiul liber deocamdată. 0372069599. Îl repet, sunați-ne de peste tot din România. 0372069599. A procedat corect guvernul cu acest pachet economic? Sunt măsurile pe care le așteptați în acest moment? Sunteți de acord cu mărirea de salarii acordată de la stat în condițiile în care prețurile urcă până la cer și, mă rog, alte soluții nu sunt? Dar veți apela la amânarea ratelor, așa cum guvernul o să vă dea posibilitatea să faceți? Sperăm sau credem acest lucru, pentru că deocamdată nu e foarte clar. Care sunt gândurile voastre legate de aceste măsuri? 0372 069599. România în direct este și pe Facebook, pe pagina Europa FM, și cred că putem să pornim acum în acest moment cu Vlad. Salutare, bine ai venit la noi. Salutare. Vreau să am și eu un punct de vedere asupra acestor modificări și vreau să vă întreb dacă credeți că e absurd să existe o singură lege pentru toți salariații. Să nu existe o lege care îi privilegiază pe cei care lucrează la stat, unde, doar din experiența mea, n-aș dori să generalizez, indicatorii de performanță sunt foarte scăzuți. Și asta vă spun eu fiind antreprenor din totdeauna, n-am fost niciodată angajat. Dar din totdeauna, de când sunt antreprenor și interacționez cu instituțiile statului, oameni care lucrează de 15 ani la un ghișeu încă își cunosc atribuțiile mai slab decât mine, cetățeanul care mă prezint acolo. Adică eu în timpul ăsta l-am învățat jobul lor mai bine decât acești oameni. Da. Ei vor beneficia de o creștere a salariului. Și tu nu. Și oamenii care sunt în mediul, să zic, liber a muncii, pentru că putem să considerăm mediul privat un mediu puțin închis. Din păcate, spre care tot mai mulți tineri tind, tot mai mulți tineri își iau o pauză de la locul de muncă și se pregătesc să aplice la tot felul de joburi, dar la buget, la stat. Stai să înțeleg, Vlad, adică tu ești pe principiul meu, oricum aia sunt proști, deci nu meritau mărirea de salariu. Nu știu dacă... Nu. Eu spun de ce nu putem să aplicăm o lege a salarizării pentru toți cetățenii. Băi, eu n-aș fi de acord cu așa ceva, să-mi fie stabilit salariu prin lege de către stimatul cetățean stat, că eu nu vreau să am de-a face cu statul și aș vrea să am de-a face doar cu compania și cu piața liberă, sincer să zic. Și dacă s-ar putea, am ras la mea... multe poziții, da? La stat să fie mai atractive, da, din punct de vedere a volumului, da, de lucru, a plății, da, a faptului că, nu știu, primești un cupon de vacanță decât la privat. Am discutat ieri pe larg acest lucru, da, dar astăzi te aduc înapoi la chestiunea asta. Deci eu înțeleg de la tine că nu e corect față de... cei care lucrează la tine în privat. Dar vreau să spun că statul a compensat această măsură cu alta. De exemplu, angajările la stat vor fi oprite de la data de 1 iulie. Adică se mai angajează ce se poate acum și ca cu asta cam gata. Uite, s-a terminat cu angajările la stat, așa promite guvernul. Eu mă mândresc că sunt din Oradea și aici faimosul primar Bolojan, când a făcut trecerea de la primărie la Consiliul Județean, a redus masiv
locurile de muncă, pentru că deja erau prea mulți oameni pentru volumul de lucru pe care l-au. Deci mi-ar fi plăcut poate stabilirea unor indicatori de performanță, stimularea celor care chiar sunt pasionați de meseria lor și o fac după niște indicatori de performanță, da, stimularea acestora cu salarii mai mari prin reducerea numărului de angajați. Foarte interesant. Vezi, statul român n-a spus o secundă despre acest lucru, dar o secundă. Nimeni nu ia în calcul o restructurare reală a aparatului bugetar. Sigur că e foarte complicat să arunci acum oamenii în stradă, dar ei își vor găsi locuri de muncă, că România de-abia așteaptă profesioniști în diverse domenii. Chiar tu spui că ai nevoie de oameni și că e o piață fluctuantă. Știm că aducem muncitori de peste tot din lume, dar vezi că nimeni nu spune chestiunea asta, da? Să spune, domnule, să suspendă angajările, mărim un pic acolo, trecem noi și de perioada asta. Zici că este inamovibil, ca la judecător. Domnule, dacă a intrat odată la stat, gata, s-a terminat restructurarea. Da, pentru că te obișnuiești cu, cu o viteză a muncii mai scăzută și acești oameni, după ce au lucrat la stat 10-15 ani, se adaptează mult mai greu în mediul privat. Și în felul acesta nu este atractiv pentru ei să meargă să lucreze în mediul privat. Dar nu contează dacă e atractiv. Trebuie să muncești în situația asta și eu statul mă gândesc la situația nu la e care... Eu mă gândesc la situația în care statul român acționează exact ca o firmă care o duce greu cu bani în momentul ăsta. Și atunci ce facem? Stabilim indicatoare de performanță ca să facem tot volumul de lucru, îi stimulăm financiar pe cei care sunt deja, se remarcă ca fiind mai buni angajați, îi stimulăm și mai mult ca să facă față acestui mare volum de lucru, iar cei care au indicatori de performanță scăzuți, îi eliminăm din sistem, pentru că în felul ăsta poate îi încurajăm către o reorientare profesională în ceva care îi pasionează mai mult. Bravo, mulțumesc mult. Domnul Ciucă, domnul Ciolacu, vedeți, domnule, că sunt și alte soluții? Când spuneți dumneavoastră, domnule Ciolacu, vai de mine, România nu mai are bani și hai să taxăm companiile, știți că asta e ultima găselniță, nu? Domnule, nu mai putem merge așa. Zice, domnule Ciolacu, hai să taxăm mai mult capitalul, să taxăm companiile, că prea îi taxăm pe ăștia pe muncă, clasa de joc și clasa mijlocie. E adevărat, îi taxați pe ăștia pe muncă, da, iar dacă vreți să taxați și companiile, faceți-le posibilitatea să angajeze oameni, da? Că de asta au nevoie. Hai să taxezi companiile, de ce? Ca să plătești în plus la salariile bugetarilor în momentul ăsta? Bravo! Ăștia de la companii par a fi de două ori fraieri în situația asta. Tudor, salutare! La ce te uiți din pachetul ăsta? Ce e interesant pentru tine în pachetul ăsta de ajutor economic și social? Salut, Cătălin! Uite, mă uit la toate, pentru că toate au impact în inflația pe care o să o vedem în lunile următoare, care oricum deja este la un nivel foarte mare față de restul Europei, din ce am văzut eu. Pornind de la salariile bugetarilor și mărirea lor, nu sunt de acord, deși oamenii clar au nevoie. Nu e un moft să ai nevoie de bani pentru plata facturilor, a utilităților și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, ce nu face majoritatea oamenilor este să calculeze efectiv ce înseamnă această creștere comparativ cu inflația pe care o să o vedem. Iar dacă faci un calcul simplu la... dau un exemplu, un salariu de 1000 de lei, inflația de aproximativ 16%, dacă nu mă înșel în momentul ăsta, practic îți reduce 160 de lei din acei bani. Pe de altă parte, primești o mărire de 25%, deci o să ai 1250 de lei salariu. Nu, atenție, să nu mă înțeleagă nimeni greșit. Nu primești 25% din salariul actual, atenție. Primești 25%, vă rog eu să mă ascultați ca să nu fie vreo confuzie, da? Deci primești 25% din diferența, adică din banii pe care statul ți-i datora potrivit noii legi a salarizării. Dacă tu aveai 1000 de lei și pe legea salarizării amânată, împotmolită sau cine știe, tu aveai de fapt 1400, vei primi încă 400 împărțit la 4, 100 de lei, da? Deci nu din tot salariul... Bani care... Ok. Dar principiul rămâne. Oricum... inflația anulează practic orice mărire salarială. Iar această mărire la nivelul aparatului bugetar va genera inflație suplimentară.
Da, asta cred că aici ești de acord cu mine. Da, absolut, sigur, ăștia-s bani băgați în economie, în consum. Iar lucrul ăsta va crește greutățile oamenilor de a-și plăti facturilor. Iar în completarea celor ce s-au discutat înainte cu antevorbitorul meu, reducerea aparatului bugetar, eficientizarea lui și informatizarea proceselor. Eu, de exemplu, mi-am scos buletinul acum 2 luni de zile. A durat câteva o oră și ceva ca să ajung la ghișeu, unde era o singură doamnă care primea hârtiuțe, în loc să, deși aveam programare făcută online. Scăderea corupției pe care o vedem acum, investigațiile, Recorder și toate celelalte. Dar spune-mi, cât bani ar veni din colectarea taxelor, cum trebuie la buget și... Aici angajează statul oameni. Zice, domnule, noi angajăm niște oameni până la 1 iulie, stați să vedeți că vom colecta taxe. Tudor, spune-mi alt lucru. Statul ți-a creat și ții o pârghie, nu știu dacă ai rate. Da, statul a zis, băi, da, uite, poți să nu-ți plătești rata, ți-a dat și ție ceva. A zis, Tudore... Da, e adevărat, doar că chestia asta este foarte prost explicată de către guvern, poate chiar și de către bănci, prost înțeleasă de către clienți din cauza educației, a dispărării, eu știu. Eu am văzut prin, mă rog, natura activității, mulți oameni care au amânat ratele anterior, anul trecut, și ulterior au ajuns să nu mai facă față la plata ratelor, au ajuns chiar în executare o parte din ei. Și na, da, aici dacă e să vorbim numai de chestia asta, da, e un lucru bun pentru cei care nu fac față acum, dar mulți nu-și fac calculele cum trebuie după aceea. Ce faci cu ratele mărite? Pentru că venitul rămâne același, poate chiar se diminuează. Spune-le oamenilor că tu vei plăti după amânarea de 9 luni, vei plăti rata la valoarea aceea, 9 de 9 luni, adică aflată în creștere. Puțin probabil ca ea să scadă. Da, sfatul meu aici pentru majoritatea ar fi să nu se oprească din plăți, chiar dacă plătesc mai puțin, 100 de lei în loc de 700, 200 de lei în loc de 800 sau ceva de genul ăsta, să plătești în continuare ca să ți se amortizeze cumva acel șoc pe care îl vei avea la reluarea plății. Toate chestiile astea, inclusiv acordarea tichetelor de vacanță, cred că sunt ca niște măsuri care să crească consumul de servicii, de bunuri, care în final vor avea un impact pozitiv în societate. Pe de altă parte, revenim la colectarea taxelor, la dimensiunea aparatului bugetar, care oricum este ineficient din multe puncte de vedere. Da, aici sunt problemele reale. Tudor, îți mulțumesc. Ar trebui ca statul să găsească mecanismele de a strânge bani din piață. Acesta este primul mecanism la inflație, da? Prin politici monetare, da? Și prin taxarea anumitor bani care intră în economie. E foarte complicat la inflație și generațiile mai vechi deja își aduc aminte că puține sunt măsurile care pot ajuta cu adevărat până când economiile să repornesc. Poate avem timp în această emisiune să spunem și despre ce ar trebui să facă fiecare dintre noi în momentul ăsta. Alin, salutare, bine ai venit la România în direct. La ce te uiți din pachetul ăsta? Salut, Cătălin. Da, o să încep primăvară cu amânarea ratelor. Aici am fost în situația în 2020 în care a trebuit să apelez la această măsură. Ceea ce trebuie spus este faptul că se pot obține condiții mult mai bune în negocierea direct cu banca. Trebuie neapărat apelat la măsura asta luată de guvern. Okay. Ar putea ca... Eu cel puțin așa am făcut... Explică-mi, adică te-ai dus la bancă și le-ai spus ori... Am dus la bancă, da, și am negociat cu ei și am avut condiții mult mai bune decât cele care erau prin măsura luată de guvern. Adică mărirea de dobândă, să zic așa, după amânarea ratei cu 3 luni, atât am apelat eu, a fost mult mai mică decât ceea ce oferă măsura luată de guvern. Adică banca are tot interesul să încaseze banii respectivi, nu se execute silit și atunci va aștepta ca cei în care sunt în imposibilitatea de plată a ratei să vină să negocieze direct cu ei și să amâne. Adică nu mi se pare neapărat ceva, o măsură foarte, foarte... Crezi că guvernul de fapt a creat o pârghie tocmai pentru aceste negocieri?
Pârghiile erau și înainte. Asta mi se pare o măsură care nu putea să nu fie luată. Când vine vorba de restructurarea aparatului bugetar, e o șimeră aici, e o discuție. Da, care păi de asta nici nu... N-are rost să... Nu știu. Va trebui la un moment dat ca oamenii ăștia să înțeleagă că nu poate să meargă așa. Domnul Ciolacu are în cap numai împrumuturi, numai taxarea companiilor și a unora care muncesc și asta e singura soluție. Bă, dar odată n-am auzit nici pe PSD, nici pe filiala lui PNL, cum bine i-a zis azi Vlad Petreanu, să zică, prieteni, gata, începem. Începe restructurarea statului român și așezarea pe alte baze. Unde sunt puțin? La colectarea taxelor. Am auzit, a venit omul ăla și a zis, domnule, ne mai trebuie 2500. Foarte bine. Bun, uite, ia tu de aici 2500. Unde sunt mulți? Or fi mulți undeva, că nu trebuie să muncească toată lumea la stat în țara asta, nu? Mă gândesc că deja la 1,5 milioane de oameni muncind la stat din vreo 6 care muncesc, nu știu ce facem aici. Asigurăm doar servicii de stat. Vom fi cel mai stat social din România. Da. Dar ai ție, perfectă dreptate. Aici, cred că cel mai important acum, scuză-mă, ar trebui să fim noi o leacă mai cerebral și să încercăm să reducem din cheltuielile alea care nu ne trebuie cu adevărat. Pentru că este una din soluțiile de a putea suporta mările astea și de facturi și de rate și orice altceva. Într-adevăr, o să scadă un pic consumul, asta este și intenția BNR-ului până la urmă. Anumite domenii de activitate vor avea de suferit, dar este o măsură prin care putem compensa un pic inflația, pentru că să vorbim acum de măreți de salarii la bugetari, care, într-adevăr, poate aici ar fi mai degrabă o indexare, cred, cu inflația decât o mărire efectivă. Nu știu dacă este soluția cea mai bună. Deși soția mea este bugetară. Da, o să vă intre 100 de lei în casă măcar. Da, corect. Ca să nu mai zic că rata pe care am acum a fost pe casă nouă și au trebuit să închei un nou contract cu furnizorul de gaz și am deja un tarif de 3 ori mai mare decât aveam înainte. Da, mi-a venit și mie astăzi. Mi-a venit și mie exact. Astăzi oferta nouă la gaz e de 4 ori mai mare, de la 0,18 la 0,67 mi s-a propus. Sigur, acum e plafonat, exact. Dar dacă ar fi în realitate să plătesc gazul, n-aș putea să plătesc facturile la gaz. N-am mai putea să plătim și rate și facturi la gaz, într-adevăr. Din câte știu, pot să refuza această păi nu, mărire că dacă ești încă în contract. M-am uitat. O să facem o discuție despre asta în curând din nou, când se mai răcește vremea, la toamnă. M-am uitat, sigur. Nu am de ce să o refuz, că, ce să vezi, nu sunt multe mai mici, adică și dacă sunt mai mici, sunt cu ceva nesemnificativ. Asta nu. Dacă contractul, dacă ești în continuare în perioada de contract, poți refuza mărirea să rămâi la prețul dinainte. A, nu, că ideea principală pe care vreau eu să spun este că, în primul rând, trebuie să plece de la noi. Asta e. Și să încercăm să reducem un pic cheltuielile care nu sunt strict necesare. Mulțumesc tare mult, Alin. Pentru generațiile mai tinere, dar și aia mai bătrân deja gândesc așa, că sunt trecuți prin întâmplarea asta. Cheia în inflație nu este neapărat la ce poate să facă statul sau alții pentru noi. Cheia stă în ce putem face noi. Reducerea cheltuielilor este primul lucru. Reorganizarea cheltuielilor casei așa cum îi cerem statului. De asemenea, uitați-vă pe acele cheltuieli pe care nu trebuie să le faceți, da? Pentru că s-ar putea să nu trebuiască să faceți anumite cheltuieli. Consumați mai puțină electricitate și mai puțin gaz. Reorganizați-vă modul de a mânca. Cereți o mărire de salariu sau schimbați-vă jobul cu unul care vă asigură niște venituri suplimentare. Știu că e greu, dar este esențial în această situație. Și urmăriți, dacă mai aveți ceva bani pentru cine mai are, urmăriți să cumpărați niște obligațiuni sau titluri de stat care dau o dobândă mai sănătoasă. În momentul acesta, nu faceți împrumuturi și nu faceți cheltuieli masive sau de care nu aveți neapărat nevoie în perioada asta. Cam așa am făcut și acum 30 de ani, când vă asigur că inflația a fost nimic pe lângă, sau că inflația de azi e nimic pe lângă aia de atunci. Ana, salutare, bine ai venit la România în direct. Ți-am prezentat pachetul, tu spune-mi la ce te uiți din el. Deci, personal, nu mi se pare deloc corect, deloc corectă decizia guvernului de a modifica
sistemul bugetar, fără să, ia nicio, să se ia nicio măsură benefică și pentru sistemul privat. Deci concluzia mea, așa, statul eșuat și asumat așa de către președinte, că este eșuat, este pentru unii zână și pentru alții vrăjitoare. Deci în această ecuație, privatul nu are nicio treabă. Și eu nu mă simt deloc protejată de statul român, pentru că lucrez în privat și lunar trebuie să plătesc contribuții la asigurări de sănătate, la șomaj și toate cele. Nu mi se pare deloc corect, nu mi se pare nici măcar constituțional să nu se lucreze la reducerea măcar acestor contribuții, nu să fie scoase definitiv, dar să fie reduse. De ce angajații IT nu sunt taxați, dar noi, restul firmelor, plătim contribuții la salariu minim foarte mari? Da, ar fi aici o explicație, pentru că IT-ul produce valoare adăugată, cum se numește, adică bani frumoși care intră în România pe minte, da, deșteptăciune și diverse produse pe care le exportăm. Și cu asta echilibrăm alte mecanisme macroeconomice, da. Adică răsplătim un gen de industrie de care România are nevoie. Da, dar fiecare din piață are o contribuție a sa și fiecare are produce o valoare. Adică nu poți să-mi spui că o firmă de 15 ani pe piață nu aduce ea ceva contribuții la stat, o valoare. Sigur. Nu poți să-mi spui. Și să o taxezi în continuare tot așa la... Da. Singura măsură care a fost bună, adică ce se dorea a fi bună, a fost la USR, care dorea reducerea contribuțiilor acestora la privat. E o întreagă discuție. Dacă l-auzi pe domnul Ciolacu, până și el a început să vorbească despre asta, cum să reducem contribuțiile, e foarte greu să reduci contribuțiile, că da, pe banii aia se bazează. Ei trăiesc din împrumut și din contribuțiile astea, să fim onești aici. Dar tu ce ai fi așteptat, dar, Ana? Cum că aduci? Cum să dai 1,1 miliarde de euro, să dai o pomană la aparatul bugetar, care... din, să zicem, din 5 angajați de la stat, unul singur muncește sau doi. Restul sunt, nu știu ce, cum să le zic, plante, mentă, în vânt. Pentru că se știe asta. Acum câteva zile ați vorbit despre repede niște, despre angajării rapide, 200 de locuri în sistemul administrativ. Da. Ele vor continua aceste angajări până la 1 iulie. Acum, da, cine deci buget... acum urmează să se angajeze pilele, relațiile, după aceea se stopează, stop? După aceea se zice stop și toată lumea stă bine, vedeți? Asta e semnalul. Da. Angajăm o lună de zile, completați-vă spațiile. Sunt angajări acum, din câte am văzut, la ANAF, cred că la Ministerul Mediului, unde sau la Ministerul Proiectelor Europene, cu foarte mulți oameni, sunt, ei spun, domnule, angajăm oameni de unde trebuie să culegem bani. Dar ce te-ar fi ajutat pe tine, Ana? Că hai să nu fim... Pe mine m-ar fi ajutat, ăsta, sincer. Așa. Deci eu doresc reducerea contribuțiilor la sănătate, la șomaj, la toate astea, pe salariu minim, pe economie. Asta este durerea mea. Să nu mai plătesc atât de mult lunar. Dar să rămână banii la tine. Asta e. Nu se rămâne la mine, să-i dau la angajat. Da. Asta e, ăsta e un tip de... Pentru că atunci îi crește și lui altfel. Se uită și la mine altfel, îi crește și lui. Ți-a dat voie statul să-i dai 200 de lei fără taxe? Da. Îi dai? Îi dau, da. Îi dai, ok. Îi dau mai mult, ok. Îi dai chiar mai mult, bine. Da. Îmi pare... Fără să-mi zică statul. Îmi pare că ai pus punctul pe i, pentru că m-am uitat din nou și această observație nu-mi trecuse prin minte. Hai să mai citim, stai o secundă cu mine la telefon. Da, ești aici. Care sunt măsurile anunțate de domnul Ciucă? Zice așa, amânarea pentru 9 luni a ratelor la bănci. Aici e o discuție cu constituirea unor provizioane, e mai complicat, dar din miliardul ăla de euro, niciun ban nu pleacă aici, da? Că n-are de ce. Sau poate ce, să angajează statul să le dea oamenilor ălora niște dobânzi? Nu știu, e de discutat. Acordarea unui sfert din diferența de salariu în conformitate cu legea salarizării unitare cuvenită categoriilor de salariați din sistemul public. Aici e clar că pleacă bani din miliardul ăla de euro. Plus, acordarea unui sprijin de 700 de lei pentru toți pensionarii sub 2000 de lei. Deci aici pleacă bani din miliardul ăla de euro. După care, restul măsurilor anunțate nu au nicio legătură cu acest miliard de euro. Deci, încă o dată, observația ta sună așa, că de fapt miliardul de euro
se duce mărirea unor salarii și plata unui bonus pentru pensionari. Da. E, aici puteți să judecați, oameni buni, cum stă treaba. Mulțumesc tare mult, Ana, mi-ai făcut un pic de lumină. Aici judecați dumneavoastră și vă uitați. Nu cumva, de fapt, marele anunț al domnului Ciucă la miezul nopții. La miezul nopții nu e bine, domnul general, să știți, în țara asta nu e plăcut la miezul nopții în clădirea guvernului. Ieșiți, vorbiți cu presa, stați de vorbă, dați date. Deci nu cumva anunțul guvernului este de fapt, băi, dăm ceva la bugetari și la pensionari și pentru că n-aveam ce să facem, am spus la toată lumea, luați-o pe asta cu băncile. Bujor, ăsta e un nume mic, Bujor, salut! Salut, Bujor, da, este prenumele, da. Bună ziua, Cătălin, îmi permit să spun, Cătălin, suntem mare cu această generație. Eu cred că domnul Ciucă se duce la guvern dacă se duce cu ideile dânsului, dar cu siguranță pleacă de acolo cu ideile altora. Pachetul ăsta de care tot se discută se numește economic și social, nu este nici economic și nici social. Din tot ce ați citit acum două minute, acum un minut ai citit principalele măsuri, eu n-am văzut absolut nimic economic acolo. Niciuna dintre măsuri nu are niciun fel de efect sau impact în economie. Nu este social pentru că se adresează strict unui număr mic de oameni. Social ar fi dacă se adresează unui procent covârșitor din populație, ceea ce nu este cazul. Se adresează unui număr de pensionari și celor care lucrează pentru stat și atât. Și nu mi se pare cinstit. Pe mine, dacă m-ar numi domnul Iohannis prim-ministru și aș reuși să ajung la guvern, aș spune în felul următor. Uite, există salariile din... Alo, mai sunt? Da, te ascult. Scuze, există salariul din mediul privat, care are o valoare, în orice domeniu, spre exemplu, se poate spune, are o valoare medie. Salariul din mediul privat este determinat de piață. Este dictat, de fapt, de piață și este determinat cu tot felul de instrumente. În Europa, cel mai cunoscut instrument se numește studiul Hay, așa numitul studiu Hay, H-A-Y. Este un instrument care vine și spune pentru această poziție salarială, profesională, ierarhică, pentru acest volum de muncă, salariul trebuie să fie între și între. Pe de altă parte, există salariile din sistemul de stat. Aici exclud, mă refer la sistemul bugetar, dar excluzând, spre exemplu, categorii de gen profesori din justiție, care salarii sunt stabilite de guvern fără niciun fel de criteriu sau fără niciun fel de judecată. De multe ori salariile stabilite de guvern au fost ca urmare a unor presiuni, sindicate, greve și așa mai departe. Bun. Dacă aș reuși să fiu prim-ministru, aș avea următoarea propunere, idee, pentru cei care îi dau idei domnului Ciucă. Luăm acest consultant care știe să lucreze foarte bine cu studiile Hay și care să facă o mapare a tuturor salariilor și să unesc salariile din mediul privat cu cele din mediul de stat. Să spun, doamne, uite, spre exemplu, un lucrător din departamentul financiar dintr-o multinațională are un salariu mediu de, nu, 5.000 de lei, să zicem, da? Da. Bun. Un lucrător dintr-un departament financiar de la ANAF, de la Ministerul de Finanțe, din toate consiliile locale, județene, nu poate sub niciun motiv să depășească cu mai mult de, nu știu, 80-90% salariul din mediul privat. Dintr-un motiv foarte simplu, nu este discriminare. La stat, în primul rând, există o siguranță infinit mai mare decât în mediul privat a locului de muncă. Există o eficiență categoric mai mică, pentru că este omul de vină. Omul lucrează cât îi se cere, dar nu îi se cere. Stai un pic, dar știi ce propui tu în momentul ăsta? Te-am ascultat cu atenție. Tu propui în felul următor, că ori se micșorează salariile la stat, ori are loc restructurare și reașezare, ori se măresc salariile la privat, pentru că diferența între salariile medii de 200 și ceva de euro. Păi, Cătălin, propunerea mea este ca salariile la stat să fie aliniate cu cele din mediul privat, pentru că e oricum multe alte avantaje. Este vorba de eficiență, este adică vorba să le taie, de lucru, asta spui. De stabil... Da, să le taie. Și în momentul acela, probabil că nu va mai fi nevoie ca guvernul să reducă din acest aparat. Nu, ni se spune în permanență toate știrile și studiile economice, că sunt pe Wall Street Journal, pe ziarul financiar, pe financial, pe orice, ne spun aparatul de stat din România este mult supradimensionat. Dacă s-ar lua o asemenea decizie, s-ar putea să se regleze singur acest aparat și oamenii care se duc și stau la stat pe un salariu cât este el și se mulțumesc cu placa acolo, ar pleca și ar lua o meserie cinstită. Dar că și miserile la asta sunt cinstite, să nu zicem așa, dar acest pachet... Da, dar pachetul ăsta
Ajută în vreun fel? Te rog, răspundem scurt la întrebarea asta. Nu, categoric nu. Ok, bun, mulțumesc tare mult. Categoric, pachetul acesta va mări, în opinia mea, inflația, pentru că aruncă niște bani, fără niciun fel de justificare, exact, unei de mici ce? Categorii de oameni. De ce un sfert atât și nu 50%? De ce nu toată mărirea de la legea unitară? No, este o discuție separată. Răspunsul este că însuși guvernul nu are nici cel mai mic respect pentru lege. Dacă legea este bună sau proastă, nu este datoria mea ca și guvern să judec. Eu sunt obligat, în schimb, să o aplic și să o respect. Bravo, bun punct de vedere. Mulțumesc, Bujor. Încerc să fac loc încă unui telefon. Ai dreptate în ce spui. Și de asta pachetul ăsta e o mare șmechereală aruncată la miezul nopții. Prieteni, dacă vreți să vorbiți de economie, veniți cu niște măsuri care să fie legate de economie. De acolo încep rotițele să se învârtă, nu de la 100 de lei în plus. Camelia, salut! Da, Cătălin, și o să te supăr un pic. Da, nu mă supăra că nu mă supără nimeni. Și vă fac audiență. Sunt acolo un procent ăla care vă așează pe primul loc la audiență. Din păcate, în emisiunea ta, eu nu mă regăsesc. Și asta pentru că sunt bugetar și pentru că îmi dai senzația în permanență că parcă atâți împotriva bugetarilor oamenii care lucrează în privat. Și nu mi se pare corect, pentru că nu trebuie Europa FM să fie un post care să promoveze doar antreprenorii. Și de ce spun asta? Hai să luăm cu începutul, pentru că ai pornit de la acea majorare cu 25% a acelei diferențe care nu a fost acordată bugetarilor. Da, legea este din 2017, a fost aplicată 2 ani de zile, după care a fost înghețată. Au fost greve pe diverse sectoare bugetare și sunt anumite sectoare care și-au primit majorările și unde se aplică legea inclusiv la nivel 2020. Asta spune și ascultătorul de mai devreme, că legea e lege, nu joacă guvernul cum vrea el. Da. Dar aici ești un pic nedreaptă. Avem personalul din învățământ. Da, te care are o lege suflet. Promisă lasă-mă din puțin. 2008. Lasă-mă și pe mine să vorbesc, te rog. Deci, în învățământ, în sistemul sanitar, aceste majorări au fost acordate pentru că au fost greve, pentru că a venit COVID-ul, pentru că au considerat că trebuie să ajungă la acel nivel 2022. Au mai rămas anumite sectoare, cele în care nu este voie să fie sindicat sau nu au voie să facă grevă sau nu au voie să reacționeze. Da? În principiu, cei care încă nu și-au primit aceste majorări de 3 ani de zile, nu că sunt majorări, deci este o așezare lor, a salariilor, pentru că acum se aplică o lege din 2009 a salarizării, sunt cei din sistemul de militar, de ordine publică, siguranță mă națională. Mă o secundă? Eu înțeleg argumentele tale și sunt corecte. Unde e legea, nu-i tocmeală. Problema este că aceste legi nu reflectă economia din România. Și asta pot să o recunosc și eu și tu. Asta este un alt lucru pe care stai, că ai zis ceva de atitudinea mea. Au salariu mai mare decât în sistemul privat. Și asta este și nu este adevărat. Despre care salariu vorbim? Despre câștigul acela care este un mediu. Însă știm foarte bine și voi în presă, cam așa aveți salariile, că nu sunt salariile pe cartea de muncă integral, ci mai sunt și drepturi de autor. Deci salariul este unul. Pentru asta sunt foarte multe firme care plătesc cu salariul mediu. Trebuie să suni la salariul minim pe economie oficial și restul de bani se plătesc neoficial. Da, dar n-ai sunat la instituția potrivită. La uite, vezi, e a doua acuzație pe care o faci, care nu e ok. Când sun la Europa FM, trebuie să știi că toată lumea are banii pe cărțile de muncă, nu există altă formă de plată, da? Fi existând în alte părți, în presă, da, trebuie să te adresezi lor. Iar în privința atitudinii mele, cred că emisiunea de ieri ți-a arătat că sunt echilibrat. Știu în ce condiții lucrați, apreciez munca oamenilor onești, dar o să spun în continuare că la nivel de politică generală, statul român nu este echilibrat așa cum mi-aș dori eu între noi și voi. Nu este echilibrat nici cum i-aș dori eu, pentru că, într-adevăr, aceste măsuri nu ajută economia și nu ajută populația. Însă aici problema provine și de la faptul că, până la urmă, nu mai sunt profesioniști care să stabilească aceste măsuri. O să nu și nu mai sunt întrerup profesioniști, pentru că nimeni nu se duce să lucreze în acest sistem public.
Da, aici avem o discuție. Fiecare Camelia. Se duce în sistemul privat, pentru că acolo se câștigă mai bine. Chiar se câștigă mai bine. Da, în unele privat, locuri, da, în altele nu. De 4 și de 5 stele de la mare sunt pline de oameni care lucrează în privat, nu de oameni care sunt bugetari. Facem proba asta la vară. Camelia, mulțumesc, o să creadă lumea că am tăiat-o, dar nu e. Am depășit cu minut jumate și aici îmi taie mie din bani la când nu se dau reclamele astea înainte de ora 14. Aici, la ultima frază cu angajații care merg la mare, te contrazic. Discuția rămâne deschisă. Mâine și poimine avem un fel de două sărbători, așa că un pic pauză de asta ne mai degrevăm de lucrurile rele. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. We'll be right back.